Fermierii se luptă de multă vreme cu bolile cauzate de fungii care rămân în sol. De multe ori tratamentele se repetă, iar o plantă invadată de ciuperci poate da recolte bogate în micotoxine, extrem de nocive pentru oameni, dar și pentru animale. Ce este de făcut? Fie editarea genomică a plantelor care să devină rezistente la astfel de tulpini, fie biodiversitatea în culturi, fie readucerea în brazda unor genotipuri uitate, care pentru un timp posibil să nu aibă astfel de probleme. Până una alta, fermierii folosesc coloniile de Trichoderma asperellum, care este tot o specie de fungi benefică de această dată și care provine tot din sol. Poate combate putregaiul alb la floarea soarelui și soia sau putregaiul tulpinilor și al ștuleților la porumb. Trichoderma combină eficiența în controlul bolilor cu transmitere prin sol cu stimularea productivității și revitalizarea solului și poate fi folosit pe post de biopesticid, deci în cultura ecologică. Vasile Târziu este unul dintre fermierii mari de pe partea de vest a țării. Cultivă aproape 1000 de hectare, mare parte în regim ecologic. Sunt la limita cu Ungaria, lucrez chiar pe granița Ungariei. Greu din recolta anului 2022, producție realizată 4200 media, datorită secetii cumplite care am avut aici, exact pe partea de vest extrem al țării. Proteină, calități deosebite. Încă mai am pe stoc, fiindcă el a fost contractat acum recent, în decursul a două luni. Contractul a fost făcut acum două luni. Am mai prins un preț cât de cât acceptabil. Urmează să fie livrat. Și reușit să scăpați de recolta anului trecut. Da, sunt contractate. Aici aveți și floarea soarelui. Au rămas 53 de tone de floarea soarelui, dar și ea urmează să fie livrată la 1,75 lei pe kilogram. Se apropie vremea la care culturile ecologice de primăvară din ferma Agrobilan să fie semănate. Ați pregătit solul? Da, e pregătit. O perioadă, așa procedez la bio. Nu cultiv în perioada optimă, nu seamănă în perioada optimă. Aștept încă două săptămâni ca să apară buruienile, să mai distrug o parte de buruien mecanic, după aceea vin și continui să seamăn. Și sunt fel și fel de tehnologii în care să favorizeze, în special cu biostimulator și cu protecție fungică, la nivelul seminței, să face și chiar la nivelul solului. De exemplu, anul ăsta folosesc, și anul trecut am folosit pe o parte și la soia și la floarea soarelui, Trichoderma, un fungicid bazat pe o ciupertă, Trichoderma. Fungicidul se numește Xilon. Are cea mai mare încărcătură ca unități de spori pe kilo, pe gram din piață. Urmează, după prelucrare, să semănăm floarea soarelui, care nu se poate trata datorită faptului că cu fungi chimic. O să o tratez, adică o să introducem un produs de la firma Kvista, Xilon se numește, care conține spor de Trichoderma, o ciupercă Trichoderma, care odată introdusă și microencapsulată o putem aplica și în benz pe rândul de floarea soarelui odată cu sămânța, dar se poate dizolva în tancul mașinii de erbicitate și aplicată la nivelul solului, urmând imediat rapid încorporată în sol, fiindcă nu poate să stea mult expusă la soare, în special la temperaturi ridicate. Ideea e să ajungă în sol, la umiditate și la temperatură, ca să prolifereze. Ele, dintr-o populație, se spun, de milioane de spori, se multiplică exponențial, oferind o protecție odată rădăcinii plantei, creând micorize sau hirfe la nivelul rădăcinilor care apar la plantele tinere și o protecție contra
sclerotine, în special la floarea soarelui, soia, la porumb chiar o protecție foarte bună de 80-90% pentru apariția fuzariumului, fiindcă ciupercile intră într-un antagonism cu alte ciuperci care proliferează în soare. Și oferă o protecție, nu numai o protecție fungică, și o dezvoltare intrând sistemic, prin intermediul soluției solului, chiar în plantă, și oferind o dezvoltare mult mai puternică a plantei. Și o rezistență, o imunitate chiar de plante. Mai are rolul de a menține o umiditate datorită enzimelor care le secretă în sol, la nivelul radicular, menține o umiditate accentuată în zona plantei. Implicit o rezistență mai bună la secetă. Și mai are încă un rol de a mobiliza macroelemente, în special fosforul, care migrația lui undeva la 1-2 mm pe an, chiar maxim 2 cm, depinde de abundența de ploi și de mișcarea solului, adică prin lucrările solului se mai poate mobiliza fosforul. Ea, potând potența absorbția fosforului la sistem, la nivel radicular. Deci e o substanță care o folosesc de vreo 3 ani de zile și nu mă oferă satisfacție. Se poate vedea clar pe plante în perioada de vegetație acțiunea ei la nivel radicular și la nivelul solului. Acum, dumneavoastră, în afară de Trichoderma, care știu că o utilizați de, da, deja de câțiva ani de zile, mai aplicați și alte tipuri de, da, ciuperci, mai bacterii? Tipuri de micorize, micorize, așa, micorize, care le până acum le aplicam pe bob, la nivelul bobului, printr-un adjuvant special, care e tot de natură organică, și le aplicam pe diferite tipuri de micorize. Am încercat foarte multe. Unele mai viabile, unele mai puțin viabile, fiindcă e foarte greu de urmărit acțiunea fungică. Se manifestă, că se manifestă deja e prea târziu ca să vezi dacă o avut. Da. Ca să poți să intervii. Mai ales în bio, unde nu avem alternativa de a interveni în vegetație pentru a... Sunt foarte mulți tipuri de bacterii și anteri care protejează plantele. Chiar sunt zone, sunt anumite tipuri de ciuperci, combinații de 3-4 ciuperci, care odată aplicate în sol creează și o repelență contra agriotisului, vermele de sârmă, nu se apropie în zonă, fiindcă elimină niște enzime care probabil le deranjează, da. Și oferă o protecție până planta să se dezvolte, să poată să treacă orice atac sau orice s-ar întâmpla cu planta respectivă, să fie un stadiu mai mare care... La bio, oricum, va fi prezent un atac. Sunt acțiuni și la nivelul foliajului, prin foliare aplicate anumite tipuri de bacterii. Mai nou sunt tehnologii în care se potențiază extracția de azot atmosferic la nivelul solului. Avem. Sunt foarte multe oportunități, atât de importante ca să fie testate, cât mai mult testate, ca să vedem viabilitatea lor. Să fie viabile și, într-adevăr, să-și facă treaba. În condițiile aplicării corect. Corect. Asta. Aceasta este un alt aspect care aș dori să-l punctez. Este foarte important modul în care aplicăm aceste produse. Să fie aplicate corect. Nu sunt niște produse sintetice, ci sunt niște microorganisme care, până la urma urmei, este o viață. Este viață și are nevoie de niște condiții de viață. Așadar, inovațiile în protecția culturilor evoluează rapid și este necesar să fie cât mai prietenoase cu mediul, așa cum este această ciupercă din produsul Xylon, care nu lasă reziduri și nu necesită timp de așteptare înainte de recoltare.